La sfârșitul anilor 1940, cercetătorii ruși au ținut 5 oameni treji timp de 15 zile, folosind un gaz experimental. Au fost păstrați într-un mediu închis pentru a le monitoriza cu atenție aportul de oxigen, astfel încât gazul să nu-i omoare, fiind toxic în concentrații mari. Camera era aprovizionată cu cărți, paturi pentru a dormi, apă curentă, toaletă și suficientă mâncare uscată pentru a rezista toți 5 timp de peste o lună. Subiectii testului erau prizonieri politici considerați dușmani ai statului în timpul celui de-al doilea război mondial. Totul a mers bine în primele 5 zile. Conversațiile și activitățile lor erau monitorizate și s-a observat că începuseră să vorbească despre incidente din ce în ce mai traumatice din trecutul lor, iar tonul general al conversațiilor luase un aspect mai întunecat după doar 4 zile. După 5 zile, au început să se plângă de circumstanțele și evenimentele care îi conduseseră acolo unde se aflau și au început să dezvolte un fel de paranoia severă. Au încetat să mai vorbească între ei și au început să șoptească alternativ la microfoane din când în când. La început, cercetătorii au suspectat că acesta era un efect al gazului în sine. După 9 zile consecutive, primul dintre ei a început să țipe. A parcurs lungimea camerei țipând în mod repetat timp de 3 ore consecutive. După cele 3 ore, a continuat să încerce să țipe, dar era capabil să producă doar scârțâituri ocazionale. Cercetătorii au postulat că și-a rupt fizic corzile vocale. Cel mai surprinzător lucru despre acest comportament este modul în care ceilalți captivi au reacționat la el. Sau mai bine zis, nu au reacționat deloc la el. Au continuat să șoptească la microfoane până când al doilea dintre captivi a început să țipe. Cei trei prizonieri care nu țipau s-au apucat să desfacă cărțile și să mânjească pagină cu pagină cu fecalele lor și le-au aruncat random prin cameră. În următoarele 3 zile, nemai auzindu-se niciun sunet, cercetătorii verificau microfoanele la fiecare oră pentru a se asigura că funcționează. În dimineața zilei a 14-a, cercetătorii au făcut ceva ce au spus că nu vor face inițial. Au folosit interfonul din interiorul camerei, sperând să provoace orice răspuns din partea captivilor și temându-se ca aceștia să nu fi murit în timpul procesului. Aceștia au anunțat: deschidem camera pentru a testa microfoanele, îndepărtați-vă de ușă și stați întinși pe podea sau veți fi împușcați. Conformitatea vă va câștiga libertatea imediată. Spre surprinderea lor, au auzit o singură frază cu un răspuns calm: nu mai vrem să fim eliberați. Dezbaterii au izbucnit în rândul cercetătorilor și al forțelor militare care finanțau cercetarea. În imposibilitatea de a mai provoca un răspuns folosind interfonul, s-a decis în cele din urmă să se deschidă camera la miezul nopții în a 15-a zi. Camera a fost spălată de gazul stimulant și umplută cu aer proaspăt și imediat vocile din microfoane au început să obiecteze. Trei voci diferite au început să implore să se repornească gazul. Soldații au fost trimiși să recupereze subiectii testați. Au început să țipe mai tare ca niciodată, la fel și soldații când au văzut ce era înăuntru. Patru dintre cei 5 subiecti erau încă în viață. Rațiile alimentare nu mai fusese atinse din ziua a 5-a. Erau bucăți de carne din coapsele și pieptul subiectului mort, înfundate în canalul de scurgere din centrul camerei, blocând canalul și lăsând să se acumuleze 4 cm de apă pe podea. Cei 4 subiecti supraviețuitori aveau de asemenea porțiuni mai mari de muș și piele rupte de pe corp. Distrugerea cărnii de pe vârful degetelor și osul expus au indicat faptul că rănile fuseseră provocate natural, nu cu dinții, așa cum s-a crezut inițial. Examinarea mai atentă a poziției și a unghiilor rănilor a indicat faptul că majoritatea, dacă nu toate, fuseseră autoprovocate. Subiecții testului au luptat acerb împotriva soldaților care încercau să îi îndepărteze din cameră. Unul dintre soldați a murit după ce a fost rupt gâtul. Altul a fost grav rănit după ce o arteră din picior a fost ruptă de către unul dintre subiect cu dinții, iar alți 5 soldați și-au pierdut viața, asta dacă îi număra și pe cei care s-au sinucis în săptămânile următoare incidentului. În luptă, unul dintre cei 4 subiect vii și-a rupt splina și a sângerat până la moarte. Cei 3 supraviețuitori au fost reținuți și mutați într-o unitate medicală. Aceștia cerșeau continuu gazul care le fusese readministrat pe parcursul testării. Cel mai rănit dintre cei 3 a fost dus în singura sală de operații chirurgicale pe care o avea unitatea. În procesul de pregătire a subiectului, acesta avea nevoie de un sedativ pentru operație, dar s-a constatat că era imun la sedativul pentru care i l-au dat pentru operație. Acesta s-a luptat furios împotriva constrângerilor până când inima i s-a oprit. În autopsie s-a constatat că sângele său avea de 3 ori nivelul normal de oxigen.
Ceilalți doi subiecți aveau nevoie de aceeași intervenție chirurgicală. La fel, erau imuni la sedativ, așa că operațiile au început să se desfășoare fără. Pacienții râdeau continuu și cereau din nou gazul stimulant, repetau obsedant. Trebuie să rămân treaz, trebuie. În pregătirea pentru a fi izolat din nou, subiecții au fost conectați la un monitor EEG. De asemenea, aceștia fuseseră legați de masă pentru siguranța personalului care se afla cu ei în cameră. Pe aparatul EEG, cercetătorii au constatat că unul dintre subiecți suferea deja de moarte cerebrală, nu durând foarte mult timp până când acesta a cedat și a murit. Singurul subiect rămas în viață a început să țipe pentru a fi izolat din nou. Acesta prezenta pe aparatul EEG niște unde cerebrale dezordonate, dând deja semne de nebunie totală. Comandantul care se ocupa de experiment a dat ordinul ca încăperea să fie sigilată, precum și cei trei cercetători care se aflau înăuntrul ei. Dar unul dintre cercetători și-a scos imediat arma și a tras prin geamul de sticlă un glonț, împușcându-și comandantul direct în cap. În cele din urmă, acesta își îndreptă arma spre subiectul rămas încă îngrădit într-un pat, în timp ce ceilalți membri ai echipei medicale și de cercetare fugeau din cameră. Nu voi fi închis aici cu astfel de lucruri, nu cu tine, a țipat el la bărbatul legat de masă. Ce ești tu? Trebuie să știu. Subiectul a zâmbit. Nu-ți dai seama, nu? Sunt tu. Sunt nebunia care se ascunde în toți, implorând să fiu liber în fiecare moment, strigând din mintea ta cea mai profundă de animal. Sunt ceea ce ascuns tu în spatele ușilor închise în fiecare seară. Sunt ceea ce se despre tăcere și paralizie când te duci în paradisul nocturn, unde nu pot călca. Cercetătorul a îndreptat arma spre inima subiectului și a tras. Undele cerebrale de pe monitorul EEG se aplatizau în timp ce subiectul se stingea murmurând. Aproape. Atât de aproape să fiu liberă.